Ioana de la MPFM a devenit mămică și este extrem de fericită. A publicat pe pagina ei o scrisoare emoționantă. Ioana Ghionea, fostă concurentă la Mireasă pentru fiul meu, a devenit mămică. Tânăra de la MPFM a publicat pe pagina ei o scrisoare emoționantă pentru fiul ei, la un an după ce l-a adus pe lume. Dedicat fiului meu, nu vreau să semeni cu mine, nici măcar la o geană. Tu nu ești continuarea numelui meu, de familie, nici modul meu, uneori, rău de a fi. Nu ești apendicele meu, ești mai mult. Ești unic și indispensabil. Nu vei fi ceea ce eu nu am putut fi niciodată, nici nu te voi împinge pe drumul pe care eu aș fi vrut să-l fac. Ești simplu și clar diferit, provocator prin expunerea punctelor tale de vedere și cu adevărat doresc să fii propriul tău sculptor, ca dalta ta să sculpteze marginile aspre și să rotunjească colțurile care te dor. Asta doar tu o poți face. Nu-ți face fundații și grinzi pe nimeni. Fii puternică, fii demnă, nu te togni, nici în magazine și cu atât mai puțin în dragoste. Dar mai presus de toate lucrurile din lume, doar îți cer ceva, fii tot ceea ce vrei să fii, atâta timp cât te face fericit, vin de înghețată, vată pe băți, iluzii, cumpără nori, fluturi, cercei, zgâlție viața și nu te lua după alții. Nu crede în ce ți se spune, doar fă ce tu simți. Fii cârmă, niciodată ancoră, fii mare, a scris Ioana de la MPFM pe pagina ei de Facebook. Au reacționat prietenii virtuali ai fostei concurente MPFM. Scrisoarea publicată de Ioana de la MPFM a strâns aproape 200 de aprecieri din partea prietenilor virtuali. Să-ți trăiască băiatul, Ioana, să fie sănătos, virgulă, să fie sănătos, să se bucure de copilărie și să fiți fericiți împreună, virgulă sublim. Adevăr și dorință. Dorința unei mame bune pentru puiul ei frumos. Felicitări multe pentru dorința se și cuvintele minunat alese. Pupici, Ioana virgulă sunt doar două dintre mesajele frumoase pe care Ioana de la MPFM le-a primit pe pagina ei.